Calimera! Salutare tuturor! Bună dimineața din Atena! Am aterizat aseară în cea mai veche capitală din lume, în unul dintre cele mai bogate orașe din punct de vedere istoric și abia așteptăm să-l redescoperim astăzi la pas. Pentru că este a doua oară când ajungem aici, prima oară am ajuns când am plecat în Bali. Acum 6 sau 7 ani și vă spun sincer că nu prea mi-a plăcut atunci Atena. Oricum, am stat puțin, dacă ții minte, tot o zi. Apropo, am zburat din București către Atena și pentru 2 bilete dus-întors am plătit 300 de euro, cu bagaje incluse, evident. Ne-am cazat la acest hotel, se numește Amazon și este unul dintre cele mai bine cotate și unul dintre cele mai accesibile la preț. Plătim 90 de euro cu mic dejun inclus, dar eu propun să începem ziua în stil grecesc și să bem o cafea 100% locală, pentru că da, Atena are tradiție în ceea ce privește cafeaua. Chiar mă întrebam aseară, în momentul în care am ajuns aici, oare am făcut o greșeală venind la începutul lunii mai în Grecia, nu o să fie prea frig? Ei bine, să știți că temperaturile sunt precum cele din România, din București. În momentul ăsta sunt 22 de grade, ceea ce reprezintă temperatura perfectă pentru a te plimba pe străzile orașului și nu numai. Nu ai cum să vii în Atena și să nu încerci una dintre cafelele locale. Freddo Cappuccino, ce mi-am luat eu acum, Freddo Espresso sau Frappeul. Clar, e o cafea rece, așa cum îi spune și numele, Freddo Cappuccino, e un cappuccino cu gheață. Foarte tare, dar e bun. Tare bun, într-adevăr. Eu am o mărturisire de făcut și anume că iubesc Grecia, nu doar din prisma peisajelor, ci din prisma limbii, a muzicii. Mi se pare una dintre cele mai frumoase limbi melodioase și cred că într-o altă viață, sau cine știe, am rădăcini grecești. Deși nu știu asta cu siguranță, dar mi s-a spus și mi se spune în foarte multe locuri în care ajung că de fapt eu sunt grecoaică. Dimineața la micul dejun. Inclusiv dimineața la micul dejun am fost abordată în limba greacă. E interesant să ne facem un test ADN și că-ți spune exact. Ești 10% grec, 10% bulgar, rus, ion. Și așa mai departe. Dar asta vreau să menționez că eu am o legătură foarte greu de explicat cu Grecia. Mă simt foarte atrasă de limbă, de oameni, de muzică, de mâncare. Și inclusiv cred de că toți românii insule. Se simt așa. De fapt, cred că toți românii sunt greci într-o mică măsură. Ne-a luat fix 5 minute să ajungem în Plaka, unul dintre cele mai frumoase cartiere ale orașului Atena. Și atenție, cel mai vechi. Mai este intitulat și Cartierul Zeilor, datorită poziționării fix la poalele Acropolei. În ciuda aspectului foarte comercial, îți dă așa impresia unui sat grecesc în mijlocul orașului foarte aglomerat. Propun să-l explorăm și noi, să vedem ce vând aici oamenii, ce suveniruri putem să ne cumpărăm. Se găsesc de toate aici, haine, bijuterii, ceasuri, suveniruri, lucrate manual, dulciuri, genți. Efectiv, tot ce trece prin cap poate fi cumpărat de aici. Inclusiv vedem aceste brelocuri care costă 1 euro bucata. Ce drăguț sunt acești papucei! Sper că sunt lucrați manual, costă 12 euro perechea. Prezența atâtor turiști îmi confirmă faptul că noi am făcut o alegere bună venind aici în luna mai. Am găsit celebrele colonițe grecești, foarte frumoase. 3 euro costă, inclusiv mici galerii de artă găsim, restaurante destul de multe. O zonă foarte animată și vibrantă. Chiar îți dă o stare de bine, mai ales dacă îți începi ziua aici și bei cafeaua plimbându-te pe această alee. Superbă atmosfera de Grecia și retrag faptul că am îndrăznit să gândesc că Atena nu este un oraș frumos de explorat. Nu e o variantă de city break clasică, ci mai degrabă pentru iubitorii, să spunem, de gastronomie locală, de istorie în mod special. Putem să ne cumpărăm inclusiv o armură de spartan. Mă așteptam să răsune aici muzica grecească. Deși ne îndreptăm către Acropole, n-am putut rezista tentației de a încerca celebrele gogoși grecești, lucumade se numesc,
Sunt de fapt niște gogoși mai mici, acoperite cu topping de ciocolată, de miere sau caramel, depinde fiecare ce dorește. Ah, dar le face chiar acum pe loc, ce interesant! Cred că vlogul ăsta va fi doar despre mâncare, am un feeling. Și despre plimbare și puțin, puțin de tot despre istorie. Apropo, că noi tot am împlinit 18 ani de relație, mi-amintesc că la prima întâlnire cu Ion, i-am spus că visul meu cel mai mare este să devin arheolog. Ți-amintești, nu? Da, mi-amintesc. Mă rog, am devenit un explorator. Are legătură. Are legătură pe alocuri, da, cu visul meu de atunci. Rețeta originală spune așa, aceste gogoși sunt acoperite de miere și de scorțișoară și fix asta ne-am comandat noi. Arată foarte bine, miros senzațional. Porția asta ne-a costat 6 euro și apropo, pe cafea am plătit 3 euro. Și chiar acum mă gândeam, în timp ce așteptam, că noi oarecum ne bucurăm de o mică siesta. Nu dormim, nu tragem un pui de somn, așa cum fac grecii de secole întregi. E o tradiție sacră pentru ei și în zonele mai puțin turistice, în sate, oamenii închid totul, încetează orice activitate, trag un pui de somn, după care mănâncă și își reiau activitatea. De regulă, lucrul acesta se întâmplă între orele 3 și 5 jumătate după amiaza, atunci când e și foarte cald. Hai să vedem cum sunt. Fierbinți. M-am fript. Da. Foarte foase. Momentul ăsta mi-a amintit de copilărie și de faptul că mama mea nu mă lăsa niciodată să mănânc gogoși calde sau pâine caldă pe principiul că se lipesc de stomac. Sunt foarte aromate, se simte scorțișoara. Sunt speciale? Da, sunt speciale, știi de ce? În momentul în care le bagi în gură se topesc, efectiv. Sunt atât de pufoase și se strâng. De fapt asta reprezintă esența lor, unicitatea lor. Foarte bune de altfel. În fața noastră avem Arcul lui Hadrian, o poartă monumentală ce a fost ridicată cu ocazia vizitei împăratului cu același nume în anul 131 înainte de Hristos. Am ajuns într-un loc legendar, să spunem, în Atena, magazinul de sandale ce aparține unui poet celebru din Grecia, Pantelis Melisinos, cu toate care nenumărate cărți publicate, traduse în engleză, franceză, germană. Poetul a decis să realizeze sandale în atelierul lui. Personalități precum John Lennon, Sophia Loren sau Jackie Kennedy au trecut pe aici. Arată foarte drăguț atelierul. Este de fapt a treia generație care realizează aceste sandale. Sunt mai multe modele. Trebuie să vii aici, efectiv, în magazin, să fii prezent, pentru că ele sunt realizate pe măsura piciorului, sunt personalizate, iar prețurile lor variază între 100 și 150 de euro, 170, chiar depinde foarte mult de complexitate. Acesta este modelul pe care l-a ales John Lennon. Tradiție de familie care este dusă mai departe, inclusiv cărțile de poezie, vedeți că pot fi achiziționate. Foarte interesantă povestea și unică până la urmă. Since I was a little kid, I used to help my father after school, which was my school was in the Black area, and I used to return to the shop and help my father do that. So I learned from a very young age how to make the sandals. But you see, all the paintings are also mine because I studied fine arts in New York. I went to Parsons School of Design. And I also write poetry and plays. And even your father was a poet? Yeah, my father also wrote poetry. We're an artistic kind of And you know, the leathers we use are from Greece, from the island of Crete. They are tanned in the traditional way, cow leather. And all the sandals we make to people's feet. And you do all by hand? All by hand, yeah. We must be the only ones left, I think, in Athens that do this thing. Every single piece of leather is measured,
Oh yeah, yeah. To your yeah. food and. And how long it takes, for example? It takes about 30 to 40 minutes. Oh, same sometimes day. Sometimes even longer, but the customers wait here, and we make the sandals to their feet while they wait. But then we also have the special orders, which are more artistic and they take longer and they are also more expensive. And you have customers from all over the world. From all over the world, yeah. From countries you've never heard of. Yeah. Even from Romania. Yeah, yeah. Yeah. From everywhere. Assemble the different pieces. Okay. And then we adjust them to your feet. This is like the Simon model. It's fun, but it's also, you know, like the modern times, it's a kind of hard because, you know, everything is so fast-paced and take your time a little bit to do everything by hand. Now in the age of robots and artificial intelligence, it doesn't need sandals. Yeah. And maybe it doesn't need even us. And then we add the sole, rubber part of the sole. Like this, then the foot goes in, we measure everything, we glue it here. These are unique pieces, you see? Oh, yeah. So these are more expensive. And then we adjust them to the people's feet. Current American president was also here. I made them sandals. Wow! Also Bob Saget and Lily Tomlin and many, many famous. Yeah. Yeah. And in the past, you see the Beatles there? Yeah. That was during my father's time. I made sandals for Sarah Jessica Parker, too. Oh, wow. We had a mutual friend. I'm a big fan of Sex and the City. Yeah, yeah. I used to watch it. Yeah. Thank you very much. You thank are you an inspiration. Very much. Your name's? Andrea. Andrea. And Ion. 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 Like Ion. Am coborât puțin în atelier și surpriza a fost să-l găsim pe Gabi, care lucrează aici de 3 luni de zile? 3 luni de zile, da. Și cum e să realizezi sandale cu o istorie atât de bogată în spate? Te eliberează un pic, este foarte artistic. Cum creezi muzică sau cum creezi o pictură, în același fel sunt sandalele. Pentru că pui o parte din tine în sandale. De cât timp ești în Grecia? De foarte mult timp, de 19 ani. Tu mai mult? Am crescut aici. Ai crescut? Și în România de unde ești? Din Botoșani. Din Botoșani? Am bunici acolo. Aveți bunici? De lângă Dorohoi. Maybe you're a random. Yeah. Who knows? Spor în continuare, baftă! Să vină cât mai mulți români la voi. Vin foarte mulți, într-adevăr. Da, am fost foarte surprins cu cât români vin. Mulțumim! Felicitări! Ce surpriză! Incredibil! Să întâlnim chiar artistul acolo și să ne vorbească, să ne facă o demonstrație cum realizează acele opere de artă până la urmă, că nu sunt simple sandale. Da, a fost nemaipomenită. Și poate mai mult să întâlnim un român care lucrează cu el. Era undeva la subsol, în atelier, și îl salutăm iarăși pe această cale. Știi ce mi-a plăcut foarte mult? Deschiderea lui, că imediat a vrut să ne arate, să ne vorbească și am apreciat asta enorm. I-am și promis că data viitoare când vin în Atena o să vin aici să-mi fac la el o pereche de sandale. Merită, clar! Mai ales că inclusiv Sarah Jessica Parker are sandale făcute de el. Și acum urmează testul suprem, să vedem câte ore trebuie să stăm la coadă pentru a vizita Acropola de aici din Atena. Surprinzător, coada este mică, ceea ce înseamnă că avem șanse foarte mari de a ajunge astăzi în cetatea de sus, pentru că, de fapt, în traducere, asta înseamnă Acros, înseamnă ridicat și Polis, evident, cetate. A durat 2 minute să intrăm aici, ceea ce mă surprinde. Deci veniți în mai, veniți în lunile mai puțin turistice în Atena pentru a evita cozile, dar, în sfârșit, avem posibilitatea de a vizita acest loc cu o însemnătate atât de mare pentru lumea întreagă, nu doar pentru Grecia. Așa cum îi spune și numele, Acropola inițial a fost gândită ca o fortăreață situată la înălțime, unde grecii se refugiau în caz de conflict sau atunci când erau invadați. Noi am optat pentru varianta unui bilet simplu care nu include vizita la muzeu, pentru care am plătit 20 de euro de persoană. Legenda spune că Poseidon, zeul mărilor, și Atena, zeii
Ghiorița Înțelepciunii și-au dorit să revendice numele și protecția unui străvechi oraș condus de Cecpros, un rege cu coadă de șarpe în loc de picioare. Și pentru că amândoi își doreau ca acest oraș să le poarte numele, au început să se certe. Așa a fost inițiată competiția de către rege. Poseidon și-a înfipt tridentul în pământ și din gaură a țâșnit apă și spumă de mare. Apoi a ieșit o creatură nouă, calul pe care l-a dăruit orașului. Însă Atena l-a impresionat în cele din urmă pe rege, sădind un măslin, care știm că reprezintă o sursă nutritivă de hrană, dar în același timp realizat uleiul de măsline care ulterior putea fi comercializat. Așa a ales regele ca orașul să poarte numele zeiței înțelepciunii Atena. În Grecia, până și pisicile își fac siesta. Adevărul e că în sine Grecia este împânzită de pisici care dorm efectiv peste tot, unde apucă. În fața noastră avem Teatrul lui Dionisios, considerat locul de naștere al teatrului european, construit în cinstea zeului Dionisios. Pe vremuri putea găzui peste 15.000 de spectatori pe locuri din calcar sau tronuri de marmură, iar în prezent are o capacitate de doar 20 de rânduri. Puteți să vă imaginați grandoarea acestui loc în acele vremuri. Încă mă fascinează modul în care vestigiile astea au mai rămas în picioare, anumite inscripții încă se mai văd, faptul că foloseau marmură în acele vremuri, coloanele, totul este greu de explicat în cuvinte și greu de înțeles. Aici avem în față sanctuarul lui Asclepios, dar voiam să vă arăt faptul că așa arăta în acele vremuri întreaga zonă, toată această acropolă din Atena. Fascinantă! Priviți dimensiunea teatrului, templele, inclusiv sanctuarul acesta în care ne aflăm noi. Și mă scuzați dacă vă aduc prea multe informații, eu aș sta aici o zi întreagă și m-aș minuna, aș citi despre fiecare piatră, despre fiecare vestigiu, informații, pentru că mi se pare fascinant. Pentru mine chiar e o surpriză. Mă așteptam și am citit tot felul de păreri, dar mi-am trecut așteptările. Repet, poate prin prisma faptului că mă pasionează istoria, cine știe. Nu toată lumea e pasionată. Care erau șansele să întâlnim acest oas aici la Acropole? Incredibil. Sunt mai multe. Ce frumoase sunt. Deci zona este populată și de țestoase, nu doar de pisici. Și-a făcut siesta, iar acum a ieșit să ia prânzul. O mănâncă floricele. Da. Atena este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. Se spune că a fost locuit pentru prima oară în urmă cu 3400 de ani. Este locul în care democrația, filozofia, știința au luat naștere și asta face din Atena capitala culturală a lumii. Privește puțin o inscripție în marmură din anul 320 înainte de Hristos. Ta-na-na-na. Și am găsit unul dintre măslinii puși aici de zeița înțelepciunii, să fie oare? Clar, zona este împânzită pentru că în sine măslinul reprezintă simbolul Greciei, al Atenei, al lumii grecești în general. Iar acum am ajuns în fața Odeonului lui Herod Atticus, un amfiteatru care a fost conceput special pentru a găzdui tot felul de festivaluri muzicale. Interesant e faptul că în urmă cu 70 de ani a fost renovat, iar de atunci și până acum s-a organizat tot felul de concerte și evenimente muzicale, de exemplu Frank Sinatra, Luciano Pavarotti sau Andrea Bocelli au concertat aici. Trebuie să urci pe niciun alt deal din împrejurim pentru a admira orașul. Dacă vii aici, afli despre istoria locului, te bucuri în același timp și de prezentul actual al Atenei. Fabuloasă imaginea și abia acum îmi dau seama cât de mare e de fapt orașul, cât de întins e. Se vede undeva în zare și marea, cireașa de pe tort, ni se dezvăluie în fața ochilor. Partenonul a fost ridicat în cinstea zeiței Atena, evident, numără 8 coloane pe latura scurtă, 17
pe cea lungă, are două încăperi, Naosul, unde se afla statuia Atenei din aur și Fildeș, dar și Camera Fecioarelor, unde se păstra tezaurul templului, dar și al cetății. Partenonul a fost decorat cu foarte multe statui și basoreliefuri. Doar în partea aceasta din față se pare că existau peste 50 de sculpturi. Unele dintre ele au supraviețuit și în momentul de față pot fi admirate la Muzeul Național din Londra sau aici la Muzeul Acropole, situat în apropierea fortăreței. În încercarea de a atinge perfecțiunea, arhitecții Partenonului au folosit diverse iluzii optice, tocmai pentru a ne păcăli pe noi simpli privitori. Dacă vă uitați cu atenție, coloanele sunt ușor înclinate spre interior și puțin curbate. Astfel, liniile verticale, dar și orizontale, par perfect drepte atunci când sunt privite cu ochiul liber. Deși am crede că aceasta este culoarea naturală, ei bine, în antichitate, atât statuile cât și templele erau foarte colorate. Cele mai multe temple de pe Acropolă au fost distruse în timpul războaielor și reconstruite apoi în timpul lui Pericle, secolul al V-lea. Aici, în Acropolă, în antichitate, aveau loc ceremonii dedicate zeiței protectoare a orașului Atena, iar la fiecare 4 ani se organizau sărbări grandioase dedicate tot ei, numite Panatenee. Practic, zeiței erau aduse ofrande de către locuitori, aveau loc tot felul de întreceri sportive, dar și de muzică și poezie. Iar câștigătorii primeau drept premiu amorfe frumos decorate și pline cu un de lemn. Trebuie să recunosc că e mult mai grandios privit îndeaproape. Ok, se vede frumos din oraș, însă odată ce ajungi în fața lui, pur și simplu te impresionează. Am stat și am admirat într-adevăr coloanele, să-mi dau seama dacă iluzia optică funcționează și chiar așa e. Dacă le privești cu atenție, poți vedea că sunt ușor înclinate, dar întotdeauna mi-a plăcut contrastul dintre culorile lui și culorile cerului. Ok, Taj Mahalul este frumos, impresionant, este un edificiu mai modern, să spunem, dar ceea ce s-a construit atunci în antichitate te lasă pur și simplu fără cuvinte. Și în partea dreaptă se află un alt templu care are încă câteva statui expuse aici în față. Ne-am retras acum într-un punct de unde putem observa stadionul Panathenae, un stadion istoric care a fost construit încă din anii 300 înainte de Hristos și a găzduit în anul 1896 primele jocuri olimpice din lume. Uimitoare Atena văzută de aici de sus, e foarte multă lume în jurul meu, multă gălăgie. E o forfătă de care ne-a fost dor. Sunt mii de turiști în momentul de față aici. Degeaba vă spunem noi că locul în sine e foarte frumos, încărcat de istorie, de povești, că oferă panoramă asupra orașului 360. Privit cu ochiul liber e altceva și chiar merită să puneți Atena pentru un city break altfel pe harta voastră. Rețineți un lucru, dacă veniți aici, neapărat, încălțăminte cu aderență puternică, pentru că poți aluneca foarte ușor pe marmură. Și apoi să aveți neapărat la voi o sticlă de apă, pentru că noi, de exemplu, nu ne-am luat și în momentul de față suntem deshidratați. N-avem cash. N-avem energie. De altfel, experiența a fost foarte frumoasă. Ne-a plăcut și vă recomandăm și vouă, dacă ajungeți în Atena, veniți neapărat, pentru că aveți parte de o adevărată lecție de istorie.
Nu era menit să filmăm aici, am oprit să bem o limonadă și o bere Mitos pentru Ion, să ne hidratăm puțin, pentru că acolo sus, ați văzut, ne-am deshidratat. Avem și apă, nu doar bere. Dar mi-au făcut cu ochiul chiftelele acestea din zucchini. Sunt fenomenale! Ăsta e și motivul pentru care am decis să filmăm, că asta e o gustare, așa, înainte de a merge către următoarele destinații. Pur și simplu treci pe lângă taverne, pe lângă terase și oprești, pentru că te uiți în farfurii, totul arată delicios, miroase, senzațional și n-au cum să treacă locurile astea neobservate. Revenim cu nota de plată. În total, această gustare neprogramată ne-a costat 18 euro. Mergem acum către o altă piață importantă a orașului Atena și un alt punct turistic, evident. Dar îmi place foarte mult atmosfera de la tavernele grecești. E unul dintre sentimentele și emoțiile de care mi-a fost foarte dor. Am ajuns în Monastiraki, probabil unul dintre cele mai aglomerate locuri din Atena. Iar aici, în partea stângă, putem admira librăria lui Hadrian. A fost ridicată în anul 132 după Hristos și vedeți că o mare parte din ea încă mai rezistă aici. Atena e foarte frumoasă și mă bucur nespus că i-am acordat a doua șansă și că am făcut-o așa cum trebuie și în momentul în care trebuie. Altfel, am fi trăit cu impresia că nu se ridică la standardul altor capitale europene. Nu doar că e foarte aglomerată, dar e foarte haotică. Se cântă toate genurile muzicale, lumea îți vinde diverse suveniruri, de toate se întâmplă și recunosc că nu mă așteptam neapărat la o piață atât, atât de turistică. Am impresia că am ajuns aici în Maroc. Da? Da. În Jemna El Hefna fix, da. Același sentiment. Bravo, e. Hello. No. No. Sunt și conaționali de ai noștri care îți pun un trandafir în mână și îți spun e gratis, e gratis, după care încep să-ți ceară bani. Aici, în partea dreaptă, e o biserică ortodoxă, foarte frumoasă și, cred eu, extrem de veche. Nu doar că avem o panoramă foarte frumoasă asupra Acropolei, dar în același timp găsim în piața Monastirachii o moschee ce datează din secolul al XVIII-lea, de pe vremea când Grecia se afla sub dominație otomană. De-a lungul timpului a avut mai multe scopuri, sală de bal, cazarmă militară, depozit și chiar închisoare. Desigur, e o stație de metrou aici, sunt multe restaurante, magazine, terase și, bineînțeles, mănăstirea Sfânta Maria. Surpriză, surpriză, am ajuns în Țara Minunilor. Wow, cum arată locul ăsta! Total întâmplător, am să ne abatem puțin de la clasica piață Monastirachi. Chiar suntem în Țara Minunilor, pe cuvânt. Nu știam de latura asta a Atenei, foarte frumos arată. Și nu-mi dau seama ce găsim în interior. Wow! Nu te aștepți în partea dreaptă să vezi ce terasă e. Dacă știam de locul ăsta, veneam aici, luam o gustare, pe cuvânt, Ion. Uită-te în spatele tău. Ce contrast între piață, gălăgie, haos, pe alocuri mizerie și locul ăsta. Am impresia că sunt la Disneyland, știi? Fabulos! Sunt de fapt niște cafenele, restaurante. Doamne, dar a activat în mine ceva, adică mi-a schimbat starea cu totul. Da, eram puțin obosită, lipsită de energie. Superb! Odată ce intri aici, te simți copil. Chelnerii sunt îmbrăcați în Mickey Mouse, în diverse personaje din desene animate. Superb locul. Și acum încercăm să ne dăm seama unde ne aflăm. Dacă ajungeți în Atena, puneți pe hartă Little Cook. Este patiseria din fața noastră și practic de aici începe toată magia. Fără să știu de locul ăsta, l-am numit Alice în Țara Minunilor, dar de fapt se numește Alice în Cookland. Foarte tare! Priviți câte decorațiuni sunt, câte personaje din desene animate, câtă culoare, care de fapt înseamnă bucurie și bună dispoziție.
Bun venit în piața Sintagma, piața principală a orașului Atena, împânzită de oameni, de muzică live, de clădirea Parlamentului undeva în spatele nostru, foarte multe clădiri istorice, muzee, hoteluri, restaurante. Și da. Un parc. Și un parc, da, piața în sine e foarte frumoasă, vedeți că lumea a ieșit la plimbare, îmi place foarte mult vibe-ul zilei de astăzi de aici din Atena. Mulți turiști, dar și mulți localnici, a avut o energie bună în general. Dar noi mergem acum să vedem schimbul de gardă de la mormântul soldatului necunoscut. Nu-mi dau seama dacă am ajuns prea târziu sau face parte din misiunea lor de a fi aici. Citisem că acest schimb de gardă se întâmplă din oră în oră. Duminica, la ora 11, are loc un schimb de gardă mai complex în care sunt implicați mai mulți soldați. Băieții aceștia fac parte din garda Evzones și sunt printre cei mai duri din armata greacă și asigură 24 de ore din 24 paza aici, în fața Parlamentului, la mormântul soldatului necunoscut. Sunt foarte interesante atât încălțămintea, cât și uniforma lor. Începe spectacolul, e oră fixă. Foarte interesant spectacolul gărzilor. Adeseori mă întrebam oare cum rezistă cu acea încălțăminte, pentru că era destul de dură, cred că era din lemn, iar talpa era din metal încât să scoată sunete în momentul în care intră în contact cu cimentul. Da, și chiar a fost o surpriză. Datorită vouă am aflat de acest schimb de gardă și vă mulțumim pentru asta. Mergem să mâncăm. În sfârșit, mâncare grecească. Am ajuns la cel mai local restaurant din Atena, un restaurant de familie, o raritate aici, de fapt, în oraș, pentru că toate sunt foarte turistice și tind să semene între ele. Noi l-am găsit aseară, era gol, după care s-a umplut, după care lumea a stat la coadă și acum am prins ultima masă. Punem denumirea lui pe ecran, are foarte multe recenzii pozitive pe Google, mie și o notă bună, evident. Este foarte învechit, deci arată ca acum 40-50 de ani. Proprietarii sunt în vârstă și servesc o mâncare autentică. Hi! Yasun, hi, how are you? Good, how are you? Fine, when I show you. Yes. Thank you. Nu doar mâncarea este excepțională, autentică, ci și prețurile sunt pe măsură. Uitați-vă cum arată meniul, deci asta mi se pare incredibil. Scris de mână. Dovada că nu contează aspectul, ci mâncarea. Mâncarea, gustul și recunosc că inițial am avut așa o mică reținere în a mânca aici, după care am zis, Doamne, mulțumesc momentului decisiv în care m-am așezat la masă și am zis, gata, mănânc aici, pentru că am meritat din plin. Apropo, se numește Aspro Alogo și este situat fix lângă hotelul nostru. În foame. Și a venit felul principal, să spunem, vinul casei, un vin alb, dar foarte, foarte ușor, putem spune. E vin grecesc, pentru că da, ei stau bine la acest capitol. Hai noroc, Andreea! Și am comandat super feluri de mâncare. Rămâneți aproape de noi! Începem cum altfel, dacă nu cu un tzatziki la mama lui și vă spun sincer că ăsta este cel mai bun mâncat vreodată. Iaurt cu castravete și cu usturoi. Torta asta este
demențială. Lipie. Lipia, da, este pur și simplu demențială, perfectă. Baldă. Genială combinația. Iar de măsline nu mai zic, că sunt cele mai bune din lume aici. Curcubeu pe cerul gurii la nivelul următor dus, adică nu, încă nu s-a inventat. Uite, foarte, foarte bun. Culinară. Culmea e că ne-am întâlnit aici cu un cuplu foarte drăguț de români care veneau aici pentru a treia seară consecutiv. Pe care și salutăm. Mereu am visat la brânza, feta prăjită sau cătită pe grătar, așa cum doar grecii știu să o facă. Saganaki, sper că pronunț bine, așa arată. Și cu puțină lămâie deasupra, e extraordinară. Și vreau să vă mai spun ceva. Faptul că astfel de restaurante există de ani de zile, de zeci de ani de zile, se traduce prin faptul că aleg ingrediente de calitate, toate au gust, roșii, castraveți, peștele pe care l-am mâncat ieri. Ieri mi-am comandat un pește, habar n-am ce tip era, ceva de genul l-am primit în farfurie. Brânza, măslinele, toate au gust. A sosit felul principal, de data asta ne-am luat calamari, iar Ion și-a luat caracatiță. Și arată foarte bine, bineînțeles și creveții sunt foarte buni. De mult n-am mai mâncat calamari atât de bine făcuți pe grătar. Nicăieri în lumea asta nu au gust ca aici, nicăieri. În mine se plâng de emoție câteodată când mănânc așa o mâncare bună. Și acum să trecem la felul meu principal, caracatiță pe grătar. Și cam așa se prezintă, roșiatică și în același timp suculentă. La asta chiar nu mă așteptam, sincer spun. Am mai mâncat de-a lungul timpului caracatiță, dar ca aici nu a fost niciunde, vă spun sincer. Dacă ajungeți în Atena și veniți la acest restaurant, lăsați-ne un mesaj pe Instagram sau o fotografie, de ce nu. Dați-ne tag. Împărtășiți cu noi atunci părerea voastră. A fost o masă tare bogată, suntem giftuiți, dar fericiți din partea casei. Am primit halva și un suc de portocale, aș zice. E o halva din Susan, e foarte bună. Personal, eu nu sunt fan halva, dar asta e specială. Toate, de fapt nu, puneți pauză acum pe video și spuneți-mi cât credeți că am plătit pe toate aceste feluri de mâncare în centrul Atenei. Am avut și jumătate de litru de vin al casei. Am avut așa, trei feluri întâi, două feluri principale uriașe, nu am terminat tot din farfurie, jumătate de litru de vin, 33 de euro. Surpriză! Ziua de vacanță ne-a costat în total 193 de euro, aș spune all inclusive, pentru că am avut de toate, plimbare, am avut vizita la Acropole, am avut mâncare bună, gustări, băuturi, de toate. Ce-ți poți dori mai mult de la o zi de vacanță? Și un hotel foarte bun, pentru că vorba aceea stăm în buricul târgului. Cam asta a fost vlogul de astăzi, v-am arătat ce puteți face într-o zi în Atena. Atenție că sunt multe de vizitat aici, sunt plaje, sunt multe alte locuri spectaculoase ce merită atenția voastră. Dar noi ne îndreptăm mâine către niște insule mai puțin cunoscute, dar fermecătoare și abia așteptăm să explorăm Grecia. Mulțumim Grecia, mulțumim Atena pentru o primire așa frumoasă ca acasă. Mulțumim. Ne vedem mâine.